Vă rog că deschideți împreună cu mine cuvântul Sfânta Scriptură la Evanghelie după Marcu, capitolul 2. Voi citi primele 12 versete. Evanghelia după Marcu, capitolul 2, de la versetul 1 la 12. Și acest pasaj biblic spune în felul următor. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 înși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturari, care erau de față, se gândeau în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului: păcatele sunt iertate, și putem să spunem aici, și nu se vede nimic? Ori îi zice: scoală-te, ridică spatul și umblă, și trebuie să se vadă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului: scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Nu mă îndoiesc că acest pasaj biblic, evanghelic, vă este foarte bine cunoscut. Îl citim individual, deseori l-auzim în bisericile noastre citindu-se, probabil deseori am auzit cuvântul Domnului, mesajele vestindu-se dintr-un pasaj ca acesta sau din acest pasaj. Am citit în istorie, în viața marelui predicator englez Charles Spurgeon, sfârșitul secolului al XIX-lea, Spurgeon spunea despre pasajul acesta: este minunea singură în care se pot vedea următoarele 4 lucruri. Este pentru prima dată când auzim că un om bolnav a intrat în casă pe acoperiș și a ieșit pe ușă. Este minunea în care un om a intrat dus de 4 persoane și a ieșit din casă după el cu 40 sau 400, probabil mai multe. Este minunea în care un om a intrat în casă cu o nevoie și a ieșit afară cu o mărturie. Și într-adevăr, așa este. Este minunea lui Dumnezeu în care un om a intrat cu 2 poveri și a ieșit afară pentru că avea și păcate și condiția de sănătate, paralizia în care se afla, și a ieșit afară din casă în numele Domnului Iisus Hristos cu sufletul ușurat. Într-adevăr, așa cum s-a menționat deja în dimineața aceasta și cum bine știm, dacă este cineva care ne poate atinge sufletul, care ne poate atinge viața, care ne poate atinge trupul și Duhul, este Domnul nostru Iisus Hristos. Nu este altcineva. Dar, uitându-mă în pasajul acesta, ceea ce mi-a reținut mie atenția cu precădere a fost versetul 1, de unde va fi și mesajul meu. Sigur, vom acoperi tot pasajul, dar versetul 1 dă mesajul. Uitați-vă, am să-l citesc din nou. După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă. Casa, în paginile Sfintelor Scripturi, are cel puțin 3 sau 4 semnificații. Templu, care a fost în Ierusalim, și cortul întâlnirii s-au numit Casa lui Dumnezeu. Când Iisus Hristos a intrat în templu, a spus: Casa Tatălui meu, așa a numit templu. Apoi,
În al doilea rând, casa în paginile Sfintelor Scripturii însemnează biserica locală. Este locul unde se prezintă Dumnezeu. Eu cred că aici locuiește Dumnezeu. Amin. Pentru că este casa Lui. 3. Casa, în cuvântul lui Dumnezeu, însemnează familia ta și familia mea. Deci adeseori avem această expresie în Biblie, casa lui Aaron, casa lui Levi, casa lui Simeon, casa lui Lazar, casa ta. Și apoi este ultimul aspect pe care Biblia îl menționează cu privire la casă, este persoana ta. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Noi suntem o casă duhovnicească. În Duhul nostru locuiește Trinitatea, în plinătate. Locuiește Tatăl, locuiește Iisus și locuiește Sfântul Duh. Persoanele Trinității locuiesc în noi, suntem casa lui Dumnezeu. Însă, știind aceste adevăruri, aceste patru adevăruri pe care le-am menționat despre casă, o întrebare profundă se ridică în această dimineață pentru noi toți. Uitați care este expresia finală a versetului 1. S-a auzit că este în casă. Întrebarea este aceasta. Este Iisus în casa Lui? Este Iisus în tine? Este Iisus în mine? Este Iisus în familiile noastre? Este Iisus în această biserică locală? Aceasta este întrebarea. S-a auzit că este în casă. Mesajul meu se va intitula, frați și surori, doamnelor și domnilor, când Iisus este în casă. Când Iisus este în casă. Potrivit acestui text biblic, când Iisus este în casă, cel puțin patru lucruri trebuie să se întâmple. Cel puțin patru lucruri care vor certifica și vor demonstra că Iisus Hristos este în casă. În primul și în primul rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, când Iisus este în casă, se aude. Se aude. Uitați ce spune aici. S-a auzit că este în casă. Versetul 1, partea finală. Este imposibil, imposibil să fie Iisus în viața mea și să nu se audă. Să fie în casa mea și să nu se audă. Să fie în biserica locală și să nu se audă. Este imposibil. În ultimii 2 ani de zile, Dumnezeu a cercetat Biserica Emanuel într-o manieră deosebită. În primul rând, ne-a dat un loc de închinare, 2,5 hectare, în centrul orașului, lângă Disneyland, pe care l-am plătit afară, 3.250.000 cash, și mai ales că l-am cumpărat de la frații evrei. Ne-am dovedit mai abil decât dânsii. Ne-a binecuvântat Domnul, nu? Ne-a binecuvântat Domnul. Dar ne-a cercetat Dumnezeu cu puterea Duhului Sfânt și peste 300 de suflete au fost botezate de Domnul cu Duhul Sfânt. Imediat s-a auzit lucrul acesta. Și când s-a auzit că Iisus este în casă, în maniera aceasta, au început să vină frații. Într-o seară, mi-aduc aminte, au venit 70 de tineri din Phoenix, Arizona, 7 ore de condus cu mașina, 500 de kilometri, au venit să se roage împreună cu noi, vineri seara. Ne-a rugat Domnul împreună cu ei, a botezat Domnul dintre ei în seara aceea 29 de suflete. Mi-a zis, frate Gog, vrem să mai venim. Am zis, nu mai veniți. Duceți flacăra aceasta acasă și rugați-vă. S-au dus acasă, în Phoenix, în biserică, s-au rugat duminică a botezat Domnul cu Duhul Sfânt 5 suflete la ei. Când au văzut că se poate și îl pot avea pe Iisus în casă, au început să se roage. În 2 săptămâni, 105 suflete au fost botezate de Domnul cu Duhul Sfânt. Când Iisus este în casă, se aude. Au venit din Chicago, 4 ore de zbor cu avion, au venit din Sacramento, au venit din Portland, au venit din Seattle, au venit frații baptiști, au venit frații creștini după Evanghelie, frații adventiști. A botezat Domnul printre ei cu Duhul Sfânt și s-a demonstrat puterea și măreția. Pentru că atunci când Iisus este în casă, se aude. Este imposibil să nu se audă. Întrebarea este aceasta. Este El în casă? Ce se aude despre casa noastră? Ce se aude despre casa ta? Ce se aude despre familia ta? Ce se aude despre biserica în care te închin Domnului?
Când el este în casă, se aude. Știți ce se aude? Se aude în primul aspect despre caracterul tău nou. Știți de ce? Pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Un om bețiv în viața căruia a intrat Iisus Hristos este un om schimbat. Un om mincinos în viața căruia a intrat Iisus Hristos este un om schimbat. Și lucrul acesta trebuie să se audă. O familie care a fost în ruină și a intrat Iisus Hristos în familia aceea, familia este schimbată și trebuie să se audă despre schimbare. Biserica în care a intrat cu adevărat Iisus Hristos și nu este ținut la ușă, este o biserică transformată. Caracterul nostru trebuie să fie transformat. Nu poveștile noastre, caracterul nostru. Trebuie să fim făpturi noi. Trebuie să fim făpturi noi. Deci, când el este în casă, se aude despre caracterul tău nou, despre viața ta nouă. Se aude nu numai despre caracter, se aude despre credința ta nouă. Nu mai este credința ta în sensul lumesc al cuvântului, ci este credința în Fiul lui Dumnezeu, în cuvântul Sfintelor Scripturii, în puterea supranaturală a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, în dragostea Tatălui Ceresc, în dependență totală de Dumnezeu. Se aude despre credința ta, nu despre poveștile tale și despre ceea ce poate tu sau eu am numit credință. Mi-aduc aminte, terminasem seminarul, absolvisem seminarul la București, am fost pus în slujbă, păstor în Ploiești, nu m-au lăsat să intru în București, securitatea timpului, pentru că frate Trandafir a vrut să mă ducă să fiu asistentul lui la Sebastian în București, nu mi-au dat voie să intru în oraș în București și am rămas în Ploiești, dar făceam naveta la București și lucram și în conducerea cultului penticostal. Când ești păstor nou, știți, primul lucru pe care îl face un păstor, un slujitor nou, este acesta. Dacă nu-l face, înseamnă că n-a făcut ce trebuie. Trebuie să torne apă pe mâinile lui Ilie. Eu îl slujeam pe fratele Trandafir. Mi-aduc aminte că soseam dimineața la București, la centru acolo, și foarte, foarte des se întâmpla lucrul acesta. Numai îl vedeam pe fratele Trandafir în capul scărilor, dânsul era așa un om mai rapid, mai iute. Răzărică, răzărică. A murit cu tare. Trebuie să merg să-i îngropi. Ei dânsul îi mântuia și eu îi îngropam. Trebuie să merg să-i îngrop. Și trebuia să mă duc, că dânsul nu avea timp, trebuia să meargă la conferințe, la ședințe. Și mi-aduc aminte, în ziua aceasta am venit la office, în capul scării, fratea Randafir, m-am gândit că iar o fi ceva. Lăzărica, a murit sora, îmi spune cine și trebuie să mergi să îngropi. Și întreb pe fratea Randafir, dar unde e sora aceasta? Păi, deci în cartierul militar, zice, în cartierul militar, acolo trebuie să te duci. Și încă e la casă cu curte. Avem bucureșteni aici. Mâna sus dacă sunt bucureșteni. Nu sunt, putem vorbi împotriva lor. Așa vorbesc acolo, casă cu curte. Și zice către mine frate Trandafir, și ai grijă, când te duci acolo să vorbești la mormântare, să conduci în mormântarea, ai grijă ce vorbești. Pentru că sora aceasta este mamă de 5 copii, dar toți sunt mari, sunt căsătoriți, 3 lucrează în Ministerul Afacerilor Externe și 2 sunt profesori universitari. Ai grijă ce vorbești. Thank you. Bun, zic, dar cine mă ajută? O, zice, vin frații de la biserică, zice, și te ajută, nu ești singur. M-am dus acolo, au venit 3 bătrâni de la biserică. 3 bătrâni, atât. Din partea familiei erau vreo 50. Toți oameni din guvern, profesori universitari, pentru că erau, așa cum a spus fratele Trandafir, oameni mari. Dar familia a fost foarte cooperantă. O fiică de-a moartei, profesoară universitară, profesoară de franceză la Universitatea din București, a venit la mine și a zis, părinte, în cinstea mamei, noi suntem oameni educați, părinte. Tot ce spuneți dumneavoastră, aia facem. Noi vă respectăm și vă ascultăm. M-am pus cu cei 3 frați să cântăm. M-am cântat până aproape am răgușit, că numai 4 eram, nu? După aceea le-am spus ce am știut eu din cuvântul Domnului și am zis, nu, acum plecăm cu mortul. Și mă întreabă doamna profesoară, părinte, cum facem acum? Păi cum să facem? Vă încolonați în spatele nostru, 4 mușchetari, și trecem, traversăm Bucureștiul, cartierul militar, mergem cântând până în cimitir. Zice, bine, părinte, așa facem. Îi anunț ce facem și hai să ieșim din curte. Când mă duc, să mă duc în față, să plecăm, o bubuitură puternică în curte. M-am speriat. Zice, domnule, înseamnă că avem probleme în cartier. M-am uitat în toate părțile, n-am văzut nimic ca să-mi dau seama ce se întâmplă
Însă doamna profesoară, fiica moarte, m-a văzut că eu sunt așa nedumerit, a venit la mine și a zis: părinte, s-a întâmplat ceva? Și am zis: nu știu, a fost așa pușcătura aceasta, bubuitura aceasta, m-am uitat să nu fie cineva din cartier să facă ceva. A, nu, părinte, zice, nu, zice, știți... chestia e cu borcanul. M-am uitat așa nedumerit și am zis: nu știu. Cum, părinte, zice, să nu știți chestia e cu borcanul? Zic: doamnă, nu vă supărați, pe asta nu știu. Asta cu borcanul nu știu. Păi, părinte, zice, este vorba de credință. O credință în borcane? Nu, părinte, zice, este vorba de credință, doar scrie în Biblie ce vă spun eu. Păi ce scrie, doamnă, în Biblie și eu nu știu? Păi zice, uitați ce scrie în Biblie, asta e credință. Când moare cineva la casă cu curte, înainte să scoți mortul din curte, este o tradiție deci acolo, înainte să scoți mortul din curte, iei un borcan din ăla de 3 litri, care puneau castraveți la murat și îl spargi la roata carului, zice. Și dacă l-ai spart la roata carului înainte să pornească carul cu mortul, carul mortuar, diavolul și moartea se sperie și fug din curtea aceea. Bine. Ce dragi or fi ești în București de să sperie de borcane, domnule? La noi nu se sperie nici de rugăciune. Dar oamenii asta numesc credință. Povești nemuritoare. Nu aceasta este credința. Când Iisus este în casă, se aude despre credința ta. Este o credință vie. Este o credință născută din cuvântul lui Dumnezeu. Este o credință unsă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este o credință care nu vede altceva decât mărirea lui Iisus Hristos în mijlocul nostru. Ce se aude despre credința ta? Deci când Iisus este în casă, se aude despre caracterul tău, se aude despre credința ta, se aude despre conversația ta de altfel. Știți că se aude ce vorbim? Ce conversăm? Se aude. Și între soț și soție ce vorbesc se aude? Și cu copiii se aude? Și în comite se aude? Din comite se aude? Și dintre păstori se aude? Din biserică se aude? Se aude conversația noastră. Am să vă ilustrez din nou. Am fost într-un oraș din Statele Unite, n-am să vă spun unde, invitat la un eveniment special, evangelizarea și binecuvântare de copii. Și când am ajuns în oraș, o familie de prieteni care mă respectau foarte mult și mă respectă foarte mult, au aflat că eu mă duc în oraș, nu-i sunasem, pentru că am fost la o biserică diferită decât cea la care mergeau ei, și m-au sunat și au zis: frate Gog, sunteți în oraș? Da, era sâmbătă. A zis: frate Gog, ce bucurie pe noi, n-am vrut să vă sunăm pentru că știm că sunteți tot pe drum și n-am vrut să vă punem noi pe drum, dar avem nuntă mâine, fiica noastră se căsătorește și vă rugăm, veniți și la nunta fiicei noastre. La ce oră aici? Mâine dimineață. Nu pot. Dacă m-ați fi sunat din timp, programul meu este făcut aici la biserică. Păi împărțiți-l în două. Păi tocmai asta e că nu pot. Pentru că predic și la evanghelizare în biserică și predic și pentru binecuvântare de copii. Și cer iertare, dar nu vă pot. Vă rugăm, frate Goc, ne-ați onorat foarte mult. Dacă nu se poate, nu se poate. Până la urmă mi-au zis: știți ce, frate Goc? Veniți măcar la masă. Și la masă o să vorbiți 5-10 minute, va fi și această bucurie pentru noi. Și, prieteni, m-au înduplecat. Am zis: hai să mă duc la masă. Se termină serviciul divin și îl rog pe un frate, spun: mă duceți la restaurantul cu tare, în piața cu tare, că acolo e masă pentru nuntă. Am ajuns acolo, era o piațetă, așa, în formă de dreptunghi, cu multe business-uri din astea mici și restaurant unde se servea masa. Când am ajuns acolo, cel puțin 20 de copii între 5 și 12 ani fugeau prin piațeta aceea, țipau, toți oamenii care aveau business-uri pe acolo ieșiți în fața business-ului și se uitau nedumeriți ce se întâmplă. Am știut că-s din tribul nostru, că-s români, după zgomotul pe care îl făceau. Așa că m-am uitat bine peste ei și am strigat românește: băi copii, ia opriți-vă din alergat și veniți la mine. Ca unul, toți au venit.
și am zis, măi copii, uite ce faceți voi, nu-i bine. Uite, ați speriat toate business-urile aici, oamenii ăștia se tem că le spargeți geamurile, le-ați fugărit customerii. Voi trebuie să fiți în restaurant și să mâncați cu părinții voștri împreună acolo. Eu de-aia am venit să mă duc și eu să mănânc acolo. Haideți cu mine în restaurant, mergem împreună și stăm la masă să mâncăm. Și un băiețel așa la vreo 5 anișori a venit dintre ei în față la mine și a zis către mine, mă, dar tu cine ești? Românește. Mă, dar tu cine ești? Și am zis, păi, sunt un tată de copii așa, ca și părinții voștri și de aceea vreau să veniți cu mine. Dar foarte brav așa, și nu așa, mă, cum te cheamă pe tine? Și am zis, pe mine mă cheamă Lazar Gog. Stă el puțin așa și zice, cum ai zis că te cheamă? Foarte serios. Am zis, Lazar Gog mă cheamă. Și auziți apoi ce îmi spune? M-a luat de pe picioare. A zis către mine, măi Gog, așa e că tu ești un porc. M-am uitat nedumerit. Și am zis după aceea, mă, uite-te la mine, mă, am și eu două picioare ca tine, două mâini, vorbesc. Cum să fiu ce spui tu? Dar de unde vorbești tu lucrurile acestea? Și auzi ce spune. O, zice, auziți, la noi în casă de două ori pe săptămână se face rugăciune și se adună frații la rugăciune. Și deseori vorbesc de tine și tata și frații care au venit acolo ne-au spus că Gog ăsta e un porc. La rugăciune. La stăruință. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când Iisus este în casă, se aude. Se aude. Se aude despre caracterul tău, se aude despre credința ta, se aude despre conversația ta. Când Iisus este în biserică, asta este în casă, se aude. Dacă nu este în casă, nu se aude. Dar Domnul Iisus Hristos vrea să se audă despre noi, pentru ca lumea să cunoască și să se întoarcă de pe căile rele și să se împace cu Mântuitorul, să-și pună păcatele la poala crucii lui Hristos și în schimb Iisus Hristos să le dea viață veșnică. Dar întrebarea este aceasta, rămâne în picioare. Este Iisus în casa Lui? Adică în tine, în mine, în familia noastră, în biserica sa? În al doilea rând, când Iisus este în casă, nu numai se aude, se și vede. Se vede. Uitați-vă la versetul 12 din Marcu 2. Și îndată slăbănogul s-a sculat. Și sigur că s-a văzut, pentru că nu mai umblase. Era paralizat. Și a ridicat patul. Sigur că s-a văzut, nu? A ieșit afară în fața tuturor. Sigur că s-a văzut. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ei însuși au mărturisit. Niciodată n-am văzut așa ceva. N-am văzut așa ceva. Când Iisus este în casă, se vede. Se vede în viața ta sau în viața mea? Se vede în viața noastră? Se vede în familia noastră? Se vede în relațiile noastre? În prieteniile noastre? Potrivit psalmului 16 cu versetul 3, cuvântul Domnului spune, sunt prieten cu cei ce te iubesc și cu cei ce se tem de tine. Ce prietenie avem? Cine sunt prietenii noștri? Psalmul 119 cu versetul 63, sunt prieten cu cei ce se tem de tine. Când Iisus este în casă, este în mine, este în familia mea, este în biserica sa, se vede statornicia ta, statornicia noastră. Ia puneți această întrebare în dimineața aceasta. Dacă spui că Iisus este în tine, în casa aceasta duhovnicească, poate conta Iisus Hristos pe tine? Poate conta pe tine? Poate conta pe mine? Poate conta Iisus Hristos pe casele noastre, pe familiile noastre, în lucrarea sa? Poate conta biserica pe tine? Vorba unui păstor. Ia puneți această întrebare. Dacă toată biserica ar fi așa de constantă în rugăciune ca și tine, unde ar fi biserica?
Dacă toată biserica ar fi așa de constantă ca tine sau ca mine, în zeciuială, în dărnicie, unde ar fi biserica? Dacă toată biserica ar fi așa de constantă ca tine sau ca mine, în participare la viața bisericii, la repetiții, la toată lucrarea, la viața bisericii, cum ar arăta biserica? Frați și surori, doamnelor și domnilor, Iisus trebuie să fie în casă. Trebuie să se audă lucrul acesta, dar trebuie să se și vadă. Dar trebuie să se și vadă. De aceea, haideți să ne punem cu seriozitate această întrebare. Oare ce se vede despre mine? Ce se vede în dreptul meu? Ce se vede în casa mea? Ce se vede în familia mea? Ce se vede în bisericile noastre? Lumea de afară se uită la biserică. Lumea de afară se uită la mine ca om al lui Dumnezeu. Lumea de afară se uită la noi pentru că vor să-L vadă pe Hristos în noi. M-am bucurat duminica trecută dimineața, cum spuneam, am predicat cuvântul Domnului la sărbătoarea din Hollywood, Florida, aniversarea lor de 30 de ani, pentru că apoi seara am predicat în Chicago, am zburat rapid la Chicago să predic în Chicago pentru 40 de ani, dar frații din Hollywood, Florida au încercat să pună pe Skype un lucrător bătrân american cu care am lucrat peste 20 de ani în Statele Unite, Bill Rayburn, pastorul Bill Rayburn. Și m-a lovit așa mila, bătrân și neputincios, abia vorbea, dar a fost un om al lui Dumnezeu, un om deosebit. După ce s-a pensionat și încă era în putere, m-a sunat într-una din zile și mi-a zis: Lazar, așa îmi spun americanii, Lazar, vreau să vin să te vizitez. Frate Rayburn, sunteți ca un tată spiritual pentru mine și casa mea, oricând vreți să veniți și biserica vă primește cu bucurie. Ne-am potrivit calendarul împreună și a zis: atunci pot să vin. Și am zis: și eu sunt acasă. Luați-vă bilet, eu vă decontez biletul, am grijă de dumneavoastră, de călătorie, de toate cheltuielile, nu mai veniți să fiți cu noi. Mi-a zis să nu mă pui la hotel de data aceasta, pentru că vreau să stau în familie cu voi, ca să mai depănăm amintiri și să ne încurajăm. Bine, frate. Și auzi, când sosesc, spune la Magdalena să facă niște sarmale și mămăliguță. Bine, și din aia faci. S-au venit fratele Rayburn. L-am luat de la aeroport, l-am dus în familie și stăteam la masă acum. Și îmi spune fratele Rayburn: Lazar, Magdalena, n-o să credeți ce mi s-a întâmplat în aeroport. Ce s-a întâmplat, frate Rayburn? M-am crezut că ceva necazuri. Zice: am intrat în Atlanta, în aeroport, de unde a zburat la Los Angeles, dar a fost o furtună mare în Atlanta. Și din cauza furtunii, foarte multe avioane s-au anulat, zborul s-au anulat, iar pe altele le-a direcționat în alte aeroporturi. Și zice, din cauza aceasta, mulți și-au pierdut zborurile și atunci companiile aeriene au încercat să pună oamenii pe diferite zboruri care mai funcționau, care mai zburau. Ăsta spre Los Angeles văd că a venit. Și așa că, zice, a trebuit să stăm toți la niște rânduri lungi ca să ne reverifice biletele, locurile și la alții să le dea sau să-i pună pe alte zboruri. Și a spus fratele Rayburn așa: am stat la rând și cred că am stat mai mult de 5 minute, poate vreo 20, a așteptat până a venit rândul la casă acolo ca să-i reconfirme locul. Dar spune, am stat vreo 5 minute. Lazar, n-am fluierat, n-am murmurat, n-am cântat. Mă gândeam așa, cum o fi când mă întâlnesc cu voi și ce o să povestim. Deci stătea liniștit în rând. Și bine, la un moment dat, Domnul din fața mea s-a întors spre mine și a zis: tu ești creștin, nu-i așa? Și am zis: da, sunt. Și s-a uitat la mine și a zis: te-am simțit, Domnule, te-am simțit. Ei, aceasta înseamnă să fie Iisus în casă. Lumea să simtă, diavolul să tremure. Pentru că noi trebuie să influențăm lumea de afară, nu lumea să ne influențeze pe noi. Lumea trebuie să se întoarcă la Hristos, nu să ne întoarcem noi din nou în lume. De ce rămâne întrebarea în picioare tot timpul? Este Iisus în casă, în familia ta, în viața ta, în bisericile noastre? Trebuie să se vadă. În al treilea rând,
Când Iisus este în casă, cel de-al treilea lucru care se întâmplă este devii neconfortabil. Devii neconfortabil. Cum? Cu Iisus în casă neconfortabil? Sigur! Știți de ce? Versetul 4, uitați ce spune. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când Iisus este în casă, devine confortabil, știți pentru ce? Ți se ia acoperișul de deasupra și ești văzut exact așa cum ești. Și asta ne face neconfortabil. Ți se ia acoperișul. Imaginați-vă că în casa la omul acesta, dacă a fost Iisus în casă, i s-a luat acoperișul de deasupra. Așa se întâmplă și cu noi. Când Iisus intră în viețile noastre cu adevărat, se ia masca aceea de pe fețele noastre, de pe sufletul nostru, de pe duhul nostru, zâmbetul acela forțat, se ia acoperișul de deasupra noastră și suntem văzuți exact cum suntem și de Domnul și de cei din jur. Exact așa. Și așa este pocăința, fraților. Pentru că atunci când Iisus Hristos intră în casă, când intră în casă, te face neconfortabil. Pocăința este foarte bună, este lucru pe care îl recomandăm tuturor. Fără pocăință nu se ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Nu se poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Fără viață sfântă nu se poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Fără ascultare de cuvântul lui Dumnezeu nu se poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Fără o trăire în dependență totală de Dumnezeu, după această carte sfântă numită Biblia, nu se poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu! Dar ești neconfortabil. Știți de ce? Pentru că Iisus în casă se interferează cu timpul tău, se interferează cu programul tău, se interferează cu banul tău, se interferează cu tot ce este în casă și atunci ești neconfortabil. Personal, a trebuit să renunți la foarte multe lucruri și planificări pe care le-am făcut cu familia. Mi-este greu să spun în fața bisericii, aceasta este realitatea. Am făcut multe planuri și am spus soției, asta facem și n-am putut să le împlinesc. Nu pentru că n-am vrut. Urgențele, problemele bisericii, călătoriile acestea multe m-au făcut neconfortabil în familie, în sensul că n-am putut să mă ocup de viața familiei, de promisiunile care le-am făcut în familie, să mi le împlinesc toate așa cum se cade și se cuvine să le facem, pentru că lucrul Domnului m-a pus pe drum. Într-una din împrejurări, mi-aduc aminte, eram pregătit, patru ani în urmă, eram pregătit să vin în România, să predau la București, la institut și să conduc un seminar despre familie, la Oradea, unde au participat peste 350 de perechi, deci 700 de persoane, și soția a suferit foarte multă vreme cu coloana vertebrală. Dar în ultima vreme s-a agravat starea ei, am dus-o de câteva ori la urgență și ultima dată când am dus-o la urgență era în a doua parte a lunii februarie, când eu aveam biletele cumpărate să zbor la București. Și i-a făcut MRI, razele cele speciale la coloana vertebrală, și doctorul a spus, că au venit și mi-a spus, doctor Gog, soția dumneavoastră paralizează în orice minut de aici încolo. Are 22 de milimetri deplasare de inele la coloana vertebrală. Mă mir că nu i-a retezat măduva spinării. Trebuie să stea în pat. Și s-a uitat în agenda și a zis, în data de 11 februarie am liber, o operez. Nu mai pot să o las așa, pentru că răspund acum de moment ce știu despre starea ei, ca și doctor. Era ziua în care trebuia să zbor la București. I-am spus soției, mergem acasă, te pui, stai pe pat, stai în pat, sunt la București, mi-anulez zbor, sunt la companie, mi-anulez zborul, mi-anulez conferința de familie, mi-anulez toate lucrurile. A doua zi soția mi-a zis, dragă, știi ce? Nu anula zborul la București și nu anula conferința de familie, adică participarea la conferință.
Știi de ce, dragă? Oamenii aceia au nevoie de tine. Imaginează-ți că 700 de oameni, 350 de perechi, vin din toată țara. Poate pentru unii este prima dată când participă la o conferință de familie și au reușit și ei să-și facă rost de o cameră la hotel pentru 3 zile. În sărăcia lor n-au altceva. Asta au putut. Cum mai pot frața aceia să aducă pe cineva și să vorbească 3 zile la conferință de familie? Trebuie să mergi acolo. Nu poți să nu te duci. Iar eu mă las în grija Domnului, surorile mele sunt aici, băieții sunt acolo, avem 2 băieți și o fată, noră, dar nu-i spunem fată, acum avem și un nepot, este cel mai frumos nepot din lume, după dumneavoastră, ok. Și o să aibă grijă, o să aibă grijă de mine. Și au venit și rudele în familie și nu m-au lăsat la stăruința soției, m-au convins să plec. Am zburat și am aterizat în Amsterdam, de unde am luat avionul la București, și vă spun cu durere în inimă și cu frică de Domnul. Am sunat imediat din Amsterdam soția, tocmai o ducea cu căruțul în camera de operație. M-am rugat cu ea prin telefon și după ce m-am rugat, m-am retras într-un colț acolo în Amsterdam, în aeroport, și am plâns ca un copil. Nu pot să fiu lângă soție nici când este în nevoia cea mai mare. Pentru că a consimțit să se sacrifice și să sacrificăm familia pentru lucrul Domnului. Frați și surori, doamnelor și domnilor, pocăința este aceasta. Când Iisus este în casă, ești neconfortabil. Ești bucuros, dar ești neconfortabil. Pentru că toate planurile tale trebuie să depindă de El. Toate trăirile tale trebuie să depindă de El. Toate lucrurile tale, toate lucrurile mele trebuie să depindă de El. Și apoi, în ultimul rând, în al patrulea rând, când Iisus este în casă, nu numai că se aude, nu numai că se vede, nu numai că devine confortabil, când este El în casă, ai o mărturie pentru Domnul și oameni. Ai o mărturie pentru Domnul și oameni. Uitați-vă din nou la versetul 12. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul. Mărturie. A ieșit afară în fața tuturor. Mărturie. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Când te atinge Domnul, când locuiește El în tine, când se coboară în tine, când devii templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt, când bisericile noastre sunt pline de prezența lui Hristos, când familia noastră este plină de prezența lui Hristos, este imposibil să nu ai o mărturie pentru Dumnezeu. Este Iisus în casa ta? Dacă avem prieteni din denominațiile istorice, aș vrea să îmi permiteți o paranteză pentru dumneavoastră, cu respect și cu dorință pentru mântuirea sufletilor dumneavoastră. Observați că atunci când Iisus a intrat în casa aceasta, i-a fost adus acest paralitic purtat de 4 oameni, prieteni. Și Iisus Hristos s-a adresat acestui paralitic cu aceste prime cuvinte. Versetul 5. Fiule, păcatele îți sunt iertate. La care mai marii norodului, preoții și învățătorii Scripturii au reacționat și uitați ce au zis. Cum vorbește omul acesta astfel? Versetul 7. Hulește, blasfemiază. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Poate te-ai dus la preot cu păcatele tale și preotul ți-a zis: te-am iertat, fiule, ești neiertat încă. Poate te-ai dus la episcop, la călugăr, la mănăstire, la papa dacă te-ai dus, la patriar dacă te-ai dus și ți-a spus: fiule, te-am iertat, te-am înșelat, te-am mințit. Dacă a murit cineva din familia ta în păcat, destrăbălat, bețiv, curvar, înșelător, mincinos, și-a bătut soția, copiii, și-a alungat de acasă. Și apoi te duci la preot și plătești un an de zile după el ca să-l treacă în lumea drepților. Te-a înșelat.
Amarnic te-a înșelat. Preotul nu poate să ierte, păstorul acesta nu poate să ierte păcatele la nimeni ca să fie mântuiți. Noi trebuie să ne iertăm între noi, dar păcatele numai Iisus Hristos le iartă. Pentru că uitați ce scrie în acest verset. Nu vă luați după noi penticostalii, nu vă luați după mine, nu vă luați după nimeni. Ne luăm după Scriptură. Uitați ce scrie în Scriptură. Pentru dumneavoastră am făcut paranteza aceasta. Versetul 10. Dar, ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, dragul meu, prieten, poate ți-a murit cineva din familie și ai zis, facem slujbe și îl trimitem în lumea dreptilor. Iisus Hristos nu își rezervă să aibă autoritate să mântuie când ești sub pământ. Uitați ce scrie acolo. Fiul omului are putere pe pământ. Când ești 2 metri sub glie, nu mai ești pe pământ, ești în pământ și sub pământ. De acolo nu te mai scoate nimeni. Următorul pas pe care îl vei face este în fața dreptei judecății lui Dumnezeu pentru condamnare eternă. Dacă vrei să fii mântuit, Dumnezeu te mântuie, ne mântuie câte vreme suntem pe pământ, nu sub pământ, pe pământ. Deci împacă-te cu El astăzi. Primește-L astăzi ca mântuitor personal și fă-L astăzi Domnul vieții tale. Ne întoarcem. Ai o mărturie pentru Domnul. Când este Domnul în casă, ai o mărturie. Felul în care te-a atins, felul în care te-a schimbat, felul în care te-a vindecat, felul în care ți-a pus din nou familia împreună, felul în care cercetează Dumnezeu biserica locală, felul în care Dumnezeu vindecă, botează cu Duhul Sfânt, felul în care Dumnezeu face bucurie poporului când cineva intră în casa noastră de rugăciune și vede bucuria poporului, rugăciunea, ungerea, încântarea de laudă, prezența lui Dumnezeu, părtășia. Lor le vorbește lucrul acesta, este o mărturie că Dumnezeu este cu noi, că este în tine, că este în mine. Dar avem noi o mărturie? Cu siguranță că avem. Dacă Iisus este în casele noastre, în viețile noastre, slujești de laudă lui Dumnezeu. Dacă este în casă, porți ocările Lui. Dacă este în casă, rapți pentru Evanghelie. Dacă este în casă, poți totul în Hristos. Dacă este în casă, mărturia ta, mărturia mea, este una care îl înalță pe Iisus Hristos, fiindcă în Sfânta Scriptură ni se spune, ne-am fost rânduiți ca să slujim de laudă slavei sale. 3 ani în urmă, luna noiembrie, 9 noiembrie, am plecat acasă de la biserică, era o zi de marți. Remodelam la proprietatea pe care am cumpărat-o, un templu evreiesc, și am început să vorbesc cu soția și fără niciun semn am căzut jos și am fost ca mort pentru 5 zile. În a treia zi, în condiția aceasta, când dumneavoastră v-ați rugat pentru mine și alte biserici, medicii care m-au tratat, medici supra-specialiști, de exemplu doctorița de neurologie care s-a ocupat de mine și m-a tratat, a fost doctorița personală a senatorului Ted Kennedy. El a avut tumor canceroase pe creier. Au chemat pe soție și au chemat pe cei 2 fii ai noștri și Nora, fiica, și au făcut o conferință de familie și au zis, am făcut tot ce s-a putut mai bine și mai modern în lumea de astăzi în legătură cu domnul Gog. Nu și-a revenit în 24 de ore, am așteptat 48 de ore. Nu și-a revenit în 48 de ore, deci după 2 zile, acum este a treia zi, sunt 72 de ore. Doamna Gog, domnilor, vestea pe care vrem să vă spunem în momentul acesta este una neplăcută. După estimările noastre, domnul Gog va muri în 2-3 ore sau cel mai târziu mâine dimineață, a 4-a zi, deci eu. Pentru că așa arată scanurile, MRI-ul, așa arată creierul lui. Va face un infarct masiv cerebral și tot creierul lui va fi inundat cu sânge.
nu-și va mai reveni niciodată, și așa nu și-a revenit 3 zile, și după cărțile noastre el este aproape mort. În cazul că supraviețuiește la un infarct de felul acesta, de mâine încolo, va fi o vegetală pentru timp, restul vieții lui. O să vă spunem unde să-l duceți, îi se va face o operație în stomac, va fi hrănit artificial, dar el nu va mai vorbi cu nimeni și așa nu vorbește, va fi o vegetală, un om, un mort viu. Și soția le-a spus așa: domnilor doctori, eu și fiii mei și fiica noastră vă mulțumim foarte mult pentru grija care o dați soțului meu. Este o grijă extraordinară. Noi credem în știința medicală, credem în educație, suntem o familie foarte educată, soțul meu este doctor, dar nu credem în diagnosticul dumneavoastră. Deci foarte civilizat și foarte frumos. Nu ca să vă înfruntăm, însă nu credem în diagnosticul dumneavoastră pentru faptul că noi suntem creștini. Și soția le-a spus: mărturia noastră este aceasta. Pentru că Duhul Sfânt ne-a vorbit și le-a explicat soția ce însemnează să-ți vorbească Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a zis așa despre soțul meu, înainte să se întâmple cu câteva luni: bărbatule, unsul meu, iată că focul în dreptul tău nu s-a stins, cuptorul arde mai tare încă și voi îngădui să te cobori până în Valea Umbrei Morții. Iar când vei ajunge în Valea Umbrei Morții, de acolo te voi ridica și vei fi folosit în slujba mea cu mai mare putere. Așa a vorbit Domnul Dumnezeu în dreptul soțului meu și eu cred că Dumnezeu îl ridică de aici, a spus. Și doctorul a spus: doamnă Gog, este bine să vă legați de orice speranță, după cărțile noastre nu mai este. Și în a cincea zi, la ungere cu un de lemn, dar nu ungere cu un de lemn, au venit și s-au rugat frații păstori pentru mine, însă de data aceasta la 1600 km distanță de Los Angeles, în Denver, Colorado. Un frate american predica cuvântul Domnului la o conferință pastorală unde eu trebuia să fiu și să conduc conferința ca lider al românilor pentecostali din America, în Church of God, și fratele acesta s-a oprit din predică și a zis: Duhul Domnului nu mă lasă să continuu predica. Trebuie să ne rugăm din nou pentru pastorul Gog. S-au rugat de joi până sâmbătă în fiecare zi. Dar de data aceasta, așa îmi spune Duhul Sfânt, să ne rugăm diferit. Pastorul cui va veni în față este unul din asistenții mei și dacă pastorul cui este de acord să-l substituie pe fratele Gog. Vreau să-i facem ungere cu un de lemn la pastorul cui. Dar pastorul cui să-l substituie, să-l reprezinte pe fratele Gog, pe pastorul Gog. Și restul păstorilor ne vom pune mâinile peste el și ne rugăm pentru el. Frați și surori, doamnelor și domnilor, cât este adevărat că Dumnezeu este viu și drept, atât este de adevărat. La 1600 de kilometri distanță, la ora 8 și jumătate în Denver, 7 și jumătate în California, suntem cu o oră în urmă, am verificat la minut și la secundă. În momentul în care i-a atins fruntea cu un de lemn, pastorului cui, care mă reprezenta pe mine acolo, m-am trezit din comă și am vorbit și m-am ridicat în capul oaselor. Și sunt aici, în fața dumneavoastră, și am o mărturie că Mântuitorul meu Iisus Hristos trăiește. Este viu, este viu în vecii vecilor, are puterea pe care nu o are nimeni, are toată puterea în cer și pe pământ, controlează toate lucrurile și este un Domn și un Mântuitor care nu caută la fața oamenilor. Se îndură și de tine cum s-a îndurat de mine, se îndură de noi, de fiecare. În concluzie, rămâne întrebarea aceasta la care tu trebuie să răspunzi personal, familia ta, eu trebuie să răspund în dreptul meu, că mie îmi predic prima dată, biserica locală trebuie să răspundă în dreptul ei. Este Iisus în casele noastre? Aceasta este întrebarea. Când Iisus este în casă, ține minte, se aude, s-a auzit că este în casă, se vede,
Niciodată n-am văzut așa ceva. Versetul 12. Devine confortabil, versetul 4. Ți se ia acoperișul de deasupra. Ești văzut, suntem văzuți exact cine suntem, ce suntem și cum suntem. Ai o mărturie pentru Domnul când este în casă. Niciodată n-am văzut așa ceva. Când El este în casă, morții înviază. Cei bolnavi se vindecă. Cei în depresie își recapătă bucuria mântuirii, bucuria vieții, bucuria familiei. Vreau să mă rog împreună cu dumneavoastră. Ne ridicăm în picioare. Cugete la cuvântul pe care l-ai auzit. La importanța acestei realități. Iisus să fie cu adevărat în casa mea, în casa ta, în bisericile în care ne închinăm, în familia ta, în familia mea. Și în dimineața aceasta sau la această amiază, dacă încă n-ai o mărturie pentru Domnul, dacă încă nu s-a auzit că El este în casa ta, dacă nu se vede încă, cum spunea un coleg de armată, când am făcut armata, eram 7 credincioși penticostali în regimentul în care am fost la Lugoj. Și ne întâlneam, nu eram în aceeași companie, eu am făcut la transmisiune, alții erau la tancuri, alții erau la așa cum e în armată. Și mi-aduc aminte că spre sfârșitul armatei am stat de vorbă cu un coleg din acesta de armată și a zis către mine: măi, Lazar, au știut ăștia că ești pocăit? Și am zis: da, cum să nu știe? Tocmai de aceea m-a ales comandantul să fiu furierul companiei, secretarul lui, cum se spune astăzi. Și îmi spune el: despre mine n-a știut nimic că-s pocăit. A zis: se vede. Dacă n-a știut nimic că ești... N-ai mărturie. Nu poți influența pe cineva. Nu poți duce pe Hristos în casa ta, în problemele tale, în viața, în afacerile tale, în business-ul tău, în școala ta. Haideți să-L chemăm pe Iisus în casa Lui. Să-I facem loc în casa Lui. În trupul tău, în sufletul tău, în duhul tău, în familia ta, în bisericile noastre. Ne rugăm Domnului. Haleluia!